Salutare și bine ai venit la Motorvlog TV. Eu sunt Andrei Barbu, iar acesta este noul Renault Rafale, un SUV coupé care poate fi echipat cu o motorizare de până la 300 de cai putere și tracțiune integrală, dar poate avea și un plafon din sticlă și cristale lichide, precum și direcție pentru roțile din spate. Așa că te invit să-l descoperim împreună, pentru că este, așa cum poți vedea, primul model Renault care abordează noul limbaj de design. Așa cum am spus de multe ori până acum, designul este unul cât se poate de subiectiv, iar genul acesta de mașină fie îți place, fie nu îți place. Însă există și câteva lucruri măsurabile, cum ar fi lungimea acestei mașini, una de cam 4,7 metri. Lățimea este una de 1,86 metri, iar înălțimea este de 1,60. Ce e foarte important e că ampatamentul lui Rafale este identic cu cel al noului Espace, adică 2,7 metri, ceea ce înseamnă că în interior ar trebui să fie spațiu arhi-suficient. Iar acum, înainte să urcăm la interior, hai să vorbim despre câteva dintre elementele de design ale acestei mașini. Printre noile elemente de design pe care le putem vedea pe Rafale se numără și blocurile optice. Iar noul Renault Rafale vine cu o semnătură luminoasă nou-nouță și se desprinde cumva de ceea ce știam până acum de la Renault cu acel C-shape. Practic o semnătură luminoasă similară cu cea pe care am văzut-o la noul Clio. După blocurile optice, avem și noua grilă Renault, care nu e neapărat nouă, e mai degrabă o reinterpretare cu aceste mici diamante puse într-o grilă. O grilă închisă ermetic și putem vedea câteva nuanțe de albastru printre aceste romburi negre. Renault spune că e un fel de operă de artă, eu îi spun o grilă închisă cu ceva 3D. De asemenea, fiind vorba despre un SUV coupé, putem observa faptul că luneta este înclinată la 17 grade. Și treaba asta ajută destul de mult la acea siluetă de fastback cu o linie a plafonului care se continuă foarte frumos, inclusiv cu acest mic eleron. Și pentru că avem un plafon înclinat cu 17 grade, a dispărut nevoia unui ștergător pentru lunetă. Ceea ce ar putea să te ajute, ar putea să te încurce, depinde dacă vrei sau nu ștergător pentru lunetă. Pe lângă blocurile optice noi, avem și stopuri noi. Și e interesant faptul că Renault a pus aceste stopuri cât se poate de mult în extremitățile mașinii, astfel încât să-i dea o statură cât mai lată și treaba asta cred că a funcționat foarte bine, pentru că avem stopuri care vin până aproape de aripile spate și le vedem cumva curgând și unindu-se aproape în centru, acolo unde găsim și sigla. Mie mi se pare că arată foarte bine, mai ales că avem acea textură cu LED-uri care par niște țesături foarte fine, luminoase și roșii și, din nou, mie îmi plac, arată bine. Chiar dacă vorbim despre un SUV cu forme de coupé, în portbagaj rămân 530 de litri pentru bagaj, astfel încât să ai suficient spațiu să poți pleca liniștit în vacanță cu noul Renault Rafale. Și după cum vezi, spațiul este amplu, portbagaj 530 de litri. Am urcat în spate în noul Renault Rafale pentru că frica tuturor atunci când ne referim la un SUV compact este legată de spațiul disponibil la nivelul capului. Așa cum ziceam, ai un ampatament de 2,7 metri, deci spațiul la genunchi este arhi-suficient. Iar la nivelul capului rămâne spațiu cât se poate de bun, cel puțin pentru o persoană care are 1,80 m, să spunem. Cred că pot sta confortabil persoane care au până la 1,90 m. Asta și pentru că avem acel plafon despre care spuneam la început, un plafon panoramic, dar care în loc de o draperie, o perdeluță clasică, are cristale lichide care te ajută să îl închizi sau să îl deschizi. De fapt, nu să îl închizi sau să îl deschizi, ci să îi oferi sau nu transparență. Și o să suprapunem câteva cadre de birol ca să-ți dai seama exact cum arată treaba asta și e foarte important că poți selecta o transparență diferită pentru locurile din față și cele din spate. Tot aici, în locurile din spate, avem și o cotieră nouă, o cotieră tehnologizată. Și știu că sună banal să vorbim despre o cotieră, dar această cotieră este una cât se poate de mare, are suporturi de pahare aici, iar dacă îi ridici această copertină, are spații de depozitare pentru smartphone și tabletă. Dar, pentru a te uita la telefon sau la tabletă cât mai confortabil, suporturile de pahare sunt rotative și se extind, astfel încât să poți sta cât mai confortabil și să poți poziționa telefonul aici, astfel încât să vezi
liniștit, fără să mai stai cu el în mână sau cu un suport de tabletă pe tetiera scaunului din față. De la volan găsim aceeași poziționare oarecum familiară a celor două display-uri. Sistemul Open Air este și el prezent așa cum știm deja de la Renault Austral sau Meganul electric. Avem aceste două display-uri aici, dar cu o grafică nouă. Și treaba asta ajută foarte mult pentru că din ce văd eu aici, deși nu am condus mașina, această grafică arată foarte bine. O altă chestie importantă este legată de noile scaune. Și din nou o să suprapun niște b-roll, dar scaunele au integrate logo-ul Alpine luminat care pulsează elegant, imitând cumva pulsația inimii. Și inovația acestui logo luminat vine din faptul că el este acoperit cu o suprafață textilă flexibilă, astfel încât să nu te deranjeze absolut deloc. Și vei observa că logo-ul aici nu este poziționat pe tetieră, așa cum se întâmplă în cazul multor alte modele, este poziționat pe spătarul scaunului și este luminat. Chestie care mi se pare iarăși super tare. Când vine vorba despre caracter practic, avem aceeași consolă centrală cu o cotieră care culisează în față și în spate pentru a ascunde spații de depozitare. Avem o cotieră destul de încăpătoare și tot ce știm deja de la restul modelelor din gama Renault. Per total, totul arată foarte bine, cu materiale plăcute și niște scaune în care stai foarte, foarte bine. Când vine vorba despre motorizări, noul Renault Rafale va fi disponibil doar în configurația E-Tech Hybrid, fie Full Hybrid, fie Plug-in Hybrid. Prima motorizare care va fi disponibilă, începând cu primăvara lui 2024, este una pe care deja o știm, adică acea motorizare Full Hybrid cu 200 de cai putere, care are la bază un motor pe benzină cu 3 cilindri de 1,2 litri, care dezvoltă 130 de cai putere. În această configurație există alte două motoare electrice, dintre care unul principal care dezvoltă 70 de cai putere și 205 Nm. Transmisia este acea multimodală deja clasică pentru grupul Renault. Ei bine, ulterior va fi disponibilă și motorizarea de top, adică un plug-in hybrid cu 300 de cai putere, tracțiune integrală și care va avea în plus față de motorizarea inițială un motor electric pe puntea spate care va pune în mișcare roțile spate, de aici și tracțiunea integrală. Încă nu avem informații despre capacitatea bateriei pentru versiunea plug-in hybrid și nici despre motorizarea pe benzină care va fi implementată sub capotă, dar putem intui că va fi vorba despre același motor. Cam atât despre noul Renault Rafale, așa la prima vedere. Mai multe o să putem spune după ce vom conduce această mașină. La revedere!